Bună ziua! Ca să nu mai fie voci care să dea răspunsuri ciudate la motivele pentru care s-a decalat începutul acestei ședințe, de fapt s-a decalat ședința, vă spun eu de acum. Am așteptat până când domnul ministru Tudorel Toader a avut gata, a avizat proiectul de lege pentru majorarea salariilor celor din sistemul penitenciar. Este o promisiune pe care am făcut-o împreună, domnul ministru și cu mine, acum 3 săptămâni, cred, lucrătorilor din penitenciare, că în cursul lunii august rezolvăm problema. Dat fiind faptul că era ultima ședință din august, am considerat că e de bun simț să întârziem până când sau să așteptăm ca acest proiect de lege să fie gata și înțeleg, domnul ministru, că acum este gata. Prim-ministru, vă mulțumesc. Mulțumesc și colegilor, pe de o parte, că ați avut răgazul să așteptați obținerea avizelor, precum și domnilor, doamnei miniștri avizatori. Despre ce este vorba? Legea 152/2017 a fost aprobată și avem ordonanța 99/2016, prin care s-a mărit nivelul de salarizare pentru funcționarii cu statut special din categoria Ordine Publică și Siguranță Națională. Funcționarii cu statut special din penitenciare fac parte din această categorie, însă n-au fost prinși în ordonanța respectivă. În felul acesta a apărut o diferență de salarizare între cei făcând parte din aceeași categorie familie ocupațională. Proiectul de ordonanță de urgență are două aliniate, prevede că în limitele celor 10% a ordonanței precedente, majorarea salarială se aplică și funcționarilor publici cu statut special din penitenciare, din ANP. Avem toate ordonanțele, vă mulțumesc. Toate avizele, vă mulțumesc. Mulțumesc. Dacă toți sunteți activ, v-ați grăbit și ați becul. Mai vreau și eu două informații. Demersul privind situația penitenciarilor și poate ne spune și nouă, la toți și presii în același timp, stadiul pachetului cu legile justiției. Ministru, răspunzând în ordine, cu privire la penitenciare, avem 3 mari categorii de măsuri. Construirea a 2 penitenciare, unul cel de la Berceni, astăzi supunem aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre de guvern prin care achiziționăm studiul de fezabilitate și intrăm în procedura normală, procedura legală. Avem o situație riguros exactă a penitenciarelor la care putem face extindere, adică construcția unor pavilioane noi, și în al treilea rând avem situația penitenciarelor din cele 44 unități penitenciare câte sunt în România, pentru modernizarea condițiilor de locuință. Vom veni săptămâna viitoare, probabil, dacă mi-îngăduiți o frază, vom veni săptămâna viitoare cu reperele foii de parcurs pentru îndeplinirea cerințelor hotărârii pilot pronunțată de CEDO, în care, pe lângă măsurile vizând condițiile de detenție din penitenciare, în principal cele 3 enumerate, vom adăuga și propunerile legislative pe care le vom supune aprobării dumneavoastră, Parlamentului, pentru ca împreună condițiile de detenție pe de o parte, măsurile legislative pe de altă parte, să continue ceea ce putem numi trendul descrescător privind dinamica populației din penitenciare, știm faptul că din 2000, toamna lui 2015 până în prezent, numărul celor din penitenciare, deținuților privați de libertate, a scăzut cu 1500. Dacă această direcție de evoluție, de scădere a numărului deținuților, se întâlnește cu măsurile celelalte de îmbunătățire a condițiilor și măsurilor legislative, tindem să ne apropiem de cerințele stabilite prin hotărârea pilot a Curții Europene a Drepturilor Omului. Vă mulțumesc. Iar cu privire la legile justiției, astăzi dimineață eram la minister, am semnat adresa de înaintare, nu știu în momentul acesta dacă au ajuns, dar oricum astăzi ajung la CSM pentru avizare. Așteptăm avizul CSM-ului, repet,
pe care știm că este un aviz consultativ. În spațiu public este o dezbatere foarte largă pe marginea acestui pachet privind legile justiției. CSM-ul are aviz consultativ, CSM care are secție procurori-judecători și nu nici procurorii separat, nici judecătorii separat, ci împreună în plen vor da avize favorabile cu modificări și așa mai departe la pachetul de legi, mai bine zis la proiectul de lege pentru modificarea pachetului de legi ale justiției, cele trei legi. Cum primim avizul de la CSM? Vedem modificările pe care le putem reține, prezentăm proiectul de lege în guvern, îl vom supune aprobării dumneavoastră, după care de va fi aprobat, proiectul de lege își urmează cursul firesc în procedură de legiferare la Parlament. Mulțumesc. Că toți suntem pe la justiție, venim la vecini. Doamna ministru Carmen Dan, înțeleg că aveți o propunere care să răspundă unei cerințe majore a sistemului de, știu eu, un bun început, de fapt, de rezolvarea deficitului de personal. Da, domnule premier, avem un proiect de hotărâre de guvern care privește modificarea punctului 4, litera C, din anexa la hotărârea Guvernului 136 din 2017, care aprobă, în fapt, cifrele de școlarizare. Prin acest demers legislativ, propunem modificarea cifrei de școlarizare pentru învățământul post-liceal. Ne referim în special la școlile de agenți și la școlile de subofițeri, de la 1434 de locuri la 8190. În principal, prin acest proiect de hotărâre, noi facem un pas înainte în rezolvarea unei probleme importante pentru Ministerul Afacerilor Interne, care privește reducerea deficitului de personal. Astfel vom crește cifre de școlarizare pentru școli de agenți și subofițeri. Vom ajunge undeva între 3.000 și 5.000 de absolvenți pe an, comparativ cu aproximativ 1.400 de absolvenți cât înregistrăm în prezent. Mai vreau să fac precizarea că deja avem sprijinul Ministerului Educației și am redus perioada de școlarizare de la 2 ani la 1 an în școlile de agenți și subofițeri. Nu umblăm la programa Academiei de Poliție, unde pregătim ofițerii de carieră, din perspectiva Ministerului Afacerilor de Interne, oamenii care ajung să lucreze în operativ, în special în zona de ordine publică, trebuie să treacă prin școlile Ministerului, iar încadrarea din sursă externă trebuie să fie o excepție. Referitor la sursa externă, colaterală acestui proiect de act normativ, după rectificarea bugetară, va fi prezentat în Guvernul memorandum pentru încadrarea funcțiilor libere și personal pentru școlile noastre. Au fost deja organizate și sunt finalizate în cea mai mare parte concursurile de trecere în corpul ofițerilor și subofițerilor din corpul ofițerilor. Sunt aproximativ... Doamna, ați redus, doamna ministru, ați redus și școlarizarea de la 2 ani la 1 an. Puteți să reduceți un pic textul acum? Am înțeles. Vreau doar să mai fac precizarea că în zilele următoare vom urca în SEAP și o serie de acorduri cadru pentru achiziția de echipamente de protecție, veste anti-înjunghiere, așa cum am stabilit împreună. Vă mulțumesc, doamnă. Domnul ministru Mișa, aveți, ministrul de Finanțe, două proiecte importante astăzi. Cred că e inutil să vă spun că tot pe scurt, dar vă înțeles. Domnule prim-ministru, este vorba de plata defalcată a TVA-ului. Este un mecanism care este introdus pentru a crește gradul de colectare a TVA-ului la buget, pentru a crea un echilibru în piață între toți agenții economici, pentru că astăzi există o diferență mare între cei care nu plătesc TVA-ul și îl folosesc în alte scopuri și cei care sunt de bună credință și fac aceste plăți. Pentru acest mecanism s-a stabilit un termen de 1 ianuarie 2018, termen obligatoriu de implementare, cu un termen opțional de 1 octombrie. Pentru cei care optează începând cu data de 1 octombrie, vor avea niște facilități fiscale, pentru că am avut mai multe discuții cu mediul de afaceri și cu întregii reprezentanții ai partenerilor sociali,
care au ridicat probleme legate de termen și ăsta este motivul pentru care am înțeles și am extins termenul, astfel să fie o perioadă suficientă pentru a implementa această metodă. Și de asemenea au fost probleme legate de costuri și de aceea oferim facilități fiscale pentru cei care achită, optează pentru acest sistem de split payment. Până la data de 1 ianuarie 2018 vor beneficia de o reducere a impozitului pe profit cu 5% pentru a-și acoperi cheltuielile necesare cu modificarea. Pentru cei care nu au obligațiile fiscale la zi, dacă achită obligațiile fiscale reprezentând TVA-ul declarat la zi, beneficiază de scutirea de penalități. Deci s-au acoperit și cerințele partenerilor sociali, astfel încât să fim siguri că nu creăm un dezechilibru în piață din acest punct de vedere, dar să ne asigurăm totodată, creăm beneficii atât bugetului de stat, cât și mediului de afaceri prin asigurarea unui mediu economic corect și fiscal corect. Sper că nu veți preceta să comunicați foarte intens zilele acestea cu toată lumea aceste lucruri pentru a înțelege toată lumea cum funcționează, care sunt beneficiile, facilitățile, dar și impunerile. Da, domnule prim-ministru, vom continua toate discuțiile pe acest subiect. Vreau să menționez de asemenea că sunt introduse modificări la codul de procedură fiscală, modificări foarte importante pentru mediul de afaceri și care, din reacțiile pe care le-am avut la dezbaterile atât de la grupul de lucru cât și la celelalte întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri, inclusiv cu companiile, așa cum am promis, așa cum s-a promis încă de la început, am introdus controalele de prevenție, deci un control nu mai trebuie să se finalizeze neapărat cu o amendă sau cu o plângere penală. Există astăzi introdusă modificarea care permite să se facă un control în care agentului economic îi sunt aduse la cunoștință. Să supraviețuiască controlul, nu? Cu alte cuvinte. Îi sunt aduse la cunoștință toate prevederile legale și de asemenea are un termen până la care poate să se conformeze. Sunt de asemenea modificări care dau posibilitatea celor care optează pentru eșalonarea la plată să aibă mult mai multe beneficii și să susținem toți agenții economici care optează pentru eșalonarea la plată, astfel încât ei să poată ieși din eșalonarea la plată la sfârșitul perioadei și de asemenea multe alte măsuri care le-am publicat pe site și am dat și comunicat și pe care o să continuăm în continuare, o să continuăm să le comunicăm astfel încât să fie știute de toți agenții economici. Accizele. Vă mulțumesc. Accizele. Accizele, domnule prim-ministru, am făcut o analiză, ele vor crește după cum știți. Termenele pe care le-am stabilit sunt 15 septembrie, data la care va fi o creștere cu 0,16 bani pe litru pentru toate cele trei categorii de combustibil, benzină cu plumb, fără plumb și motorină, și data de 1 octombrie va fi o dată cu care va crește cu încă 0,16 bani pe litru pentru aceleași trei categorii. Această măsură se produce în etape pentru a nu crea un șoc la nivelul consumului, șoc care poate asta genera și scăderi de, care poate genera creșteri de preț, automat scăderi de consum și poate afecta bugetul de stat, prin încasări mai mici în final la bugetul de stat și nu se mai atinge un obiectiv. I-aș da cuvântul domnului ministru Pop, dar nu o fac, fiindcă ar trebui să îl dau ca să aflăm cu toții că a îndeplinit tot cerința Guvernului Tehnocrat. Avem gata manualul de sport de clasa 5-a. Restul sunt în grafic, dar ăsta este gata, Guvernul Tehnocrat și-a atins scopul post-mortem. Și fiindcă sunteți în vecinătate, domnul Bodoc, credeți că mâine dimineața aș putea să aflu și eu cine nu mai lucrează în sistem, începând de astăzi, de la Oradea? Am văzut niște imagini pe Digi24, mulțumesc televiziunii pomenite, înfiorătoare. Persoane cu handicap locomotor aduse, abandonate practic pe un hol, la coadă la nu știu ce comisia vieții, care stabilească nu știu ce sau să le dea nu știu ce. Am vorbit acum 200 de ministru despre reducerea birocrației, nu despre reducerea pacienților prin trăire pe jos pe acolo. Cine a făcut nenorocerea asta? Am primit și o informație în timpul și înaintea ședinței de guvern, am dispus președintelui Casei Naționale de Asigurări să verifice. Domnia sa mi-a spus că e vorba de două persoane care au solicitat un card de asigurare în numele unor
alte persoane fără să aibă împuternicire și fără să facă parte din familie. Se pare că sunt și implicații penale, acolo știe și prefectura, până diseară vom avea un rezultat, iar mâine dimineață vă voi informa. Dacă e nevoie, mă duc acolo. Mâine dimineață îmi spui cine nu mai lucrează acolo, da? Da. Că dacă așa înțeles că reducem birocrația prin a-i aduce pe cei cu handicap locomotor să-i vadă, poate îl încurcăm. Găsește o carieră în viața privată, da? Da. Vă rog frumos. Nu trebuie să fie numai unul, poate să-mi devină mai mulți, da? Și o rugăminte mare către Ministerul Economiei, domnul secretar de stat. La mine a ajuns o sinteză a acțiunilor de control făcut de ANPC în sistemul bancar. Dat fiind faptul că ANPC-ul este în subordinea, în coordonarea dumneavoastră, vreau ca acest raport să fie pe site public. Am înțeles, domnule prim-ministru. Da? Că nu e nimic secret, că de asta l-a făcut ca să știm ce e acolo, da? Nu l-am citit, recunosc. Dar dacă e așa de gros și frumos, cred că va fi o lectură interesantă pentru toată lumea. Că nu-i de uz intern, da? Am înțeles. Și o ultimă rugăminte către doamna ministru Graziela Gavrilescu. Erau sezonul păsărilor călătoare, acum înțeleg că e sezonul gropilor de gunoi care iau foc. Mai ales acum după ce a început să plouă. Nu-i nimic suspect în asta? Ba da. Nimic nu mi se pare întâmplător, domnule prim-ministru și dragi colegi, pentru că în ultima perioadă sesizăm aproape zilnic că au loc incendii la diverse depozite de deșeuri, fie că sunt municipale, fie că sunt deșeuri de substanțe periculoase și nepericuloase, multe dintre ele care nu sunt proprietatea OAT-urilor, ci sunt proprietatea unor societăți comerciale. Și vă informez că ieri am participat la o inventariere strictă asupra ceea ce se întâmplă la Măldărăști, un depozit neconform care trebuia să se sisteze și sisteze activitatea pe data de 18 iulie, iar în data de 18 august, nu știm cum, poate întâmplător, poate nu, a avut loc un incendiu. Incendiu la care toate forțele de ordine au participat pentru ca el să fie stins. Momentan se face o monitorizare pe calitatea aerului și pe radioactivitate din partea Agenției Naționale de Protecție a Mediului, astfel încât populația să stea liniștită, că mai ales în zona de radioactivitate nu s-au înregistrat depășiri și, precizez, nu sunt depășiri, iar am rugat prefectura Vâlcea ca în cel mai scurt timp să ne fie trimisă hotărârea de guvern pentru alocarea sumelor din fondul de intervenție a guvernului pentru județul Vâlcea, astfel încât să putem să stingem conform unei proceduri focul, incendiul cât mai repede. Astăzi, la ora 13, hotărârea de guvern din partea prefecturii Vâlcea a fost trimisă către ministerele care trebuie, bineînțeles, să intre în procedură de avizare. În același timp, am vorbit cu doamna ministru Carmen Dan, să facem o procedură urgentă împreună cu OAT-urile, astfel încât să putem să facem o monitorizare permanentă pe cât se poate alături cu poliția locală a tuturor astfel de depozite care sunt neconforme în marea majoritate și care așa peste noapte, nu știu, eu nu cred în întâmplări, se aprind. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc colegilor de la presă, intrăm în ordine de zi.